mult și-a de bine când plângi, privește în ochii mei. Nu doar că îmi place Dan Spătaru, mă și identific cu el ca și personaj artistic, pentru că se știe foarte bine că cea mai bună voce a momentului de atunci era Aurelian Andreescu, dar cel mai carismatic era Dan Spătaru. Așa am simțit și eu. Nu m-am considerat niciodată vreo cea mai tehnică voce din România sau mai știu eu cum. În schimb, am simțit că am energie, că știu să atrag publicul, că am un fel de magnetism și că sunt carismatic. Și da, mă identific foarte mult cu Dan Spătaru. Îmi place mult. Poate eu am fost vinovat. Jos, destul, doar un sărut. Muzica adevărată are o surdină a ei, indiferent că e cântată cu o velocitate mai mare sau mai mică. Ea are o surdină, îți lasă spațiu să o asculți. Este muzica veche, este muzica clasică, este muzica care se cântă la cer. Mi se pare că se unesc generațiile și mi se pare că muzica muzica vine să ne unească pe toți. Sunt Connector și vă spun că v-am pregătit o tonă de surprize la TVR1, Cerbul de Aur, generații. Țineți minte!